Așadar, stimați telespectatori, vă invităm la teatru în perioada următoare. Mai exact, este vorba despre spectacolul 12-7 na 12 noapte, despre care, dacă mi-amintesc bine, am mai discutat aici în emisiune. Se va juca pe data de 22 și 24 octombrie, desigur la Teatrul Fără Nume, iar pe scena Centrului de Cultură și Arte Ginta Latină, pe data de 4 noiembrie, suntem invitați la un alt spectacol plin de culoare, de dans, de muzică. Este vorba despre spectacolul Eco-Balcanic, organizat de ansamblul de dansuri și cântece Enigma Romilor. Dar mai multe discutăm cu următorii noștri invitați. Este vorba despre domnul Vitalie Jacotă, actor și director artistic al teatrului, al Centrului de Cultură și Arte Ginta Latină. Bună seara, domnule Jacotă! Bună seara! Și îl salutăm cu drag pe domnul Veceslav Corjov, conducător artistic al ansamblului de dansuri și cântece Enigma Romilor. Bună seara! Bună seara, domnule Corjov! Domnule Jacotă, haideți să începem cu spectacolul 12-7 na 12 noapte, pentru că se va juca foarte curând. Pe 22 și 24. Asta se întâmplă chiar mâine. Da. Deodată, după emisiune, mergem la repetiție. Actorii deja așteaptă. Bucuria cea mai mare este că fiecare dintre actori se simte bine. Și asta înseamnă că repetițiile sau arta este un vaccin foarte serios și te apără de toate rele. Toată lumea este așteptată la teatru, chiar dacă în ultima perioadă biletele se vândă în ultima perioadă, în ultimele 24-36 de ore, pentru că lumea vrea să fie sigură dacă evenimentul nu se amână, se joacă și în ziua de 22-24, acest spectacol minunat. Este un spectacol tehnic mai greu, de aceea se joacă mai rar. Invităm lumea pentru că am primit mai multe mesaje în ultimele luni. Veniți acum, fiindcă următoarele se vor juca în primăvară, fiindcă se joacă în apă spectacolul și avem grijă de sănătatea actorilor. Și dumneavoastră sunteți jucați în spectacol. Gust și eu din acea apă. Așa. Sunteți, dacă mi-amintesc bine, corectați-mă dacă greșesc, sunteți și regizor, asistent de regie al acestui spectacol. Mi-amintesc când vă întrebam despre cum este să îmbinați atâtea roluri într-un singur spectacol. Le reușiți pe toate, oricum. Dacă este dorință, se reușește. În afară de acest spectacol, vreau să vorbesc de ce urmează, fiindcă avem nevoie de acel aer al spectatorilor să vină la teatru, fiindcă în teatru situația este una foarte sănătoasă și cei care vin, noi le promitem, avem grijă de toate restricțiile și îi întoarcem acasă sau îi trezim din povestea care se numește teatru, foarte frumoși și sănătoși. În data de 28-29 este un spectacol care pentru mine înseamnă foarte mult, fiindcă această poveste a Mrs. Cronchie, cum se numește rolul central, această poveste a ei, din păcate se întâlnește în toată lumea. Am auzit niște cazuri în Republica Moldova unde s-a întâmplat, dar până la urmă binele este cel care ne dovedește încă o dată că poate să învingă și poate să schimbe orice persoană. Eu m-am încurcat un pic, am zis că când v-am prezentat, am început să spun că sunteți director artistic al Teatrului Fără Nume, dar sunteți director artistic al Centrului de Cultură și Arte Ginta Latină. Cele două cumva se confundă sau sunt una, cel puțin în percepția publicului, dar nu este chiar așa, pentru că pe scena Centrului de Cultură și Arte Ginta Latină se joacă nu doar spectacole de teatru, dar se desfășoară și un alt gen de spectacole. Și iată, domnul Veceslav Corjov, aș vrea să ne povestească mai multe despre un spectacol care e devenit cumva o tradiție. Știu că și în primăvară a avut loc un spectacol. Sau sunt două spectacole diferite. Trebuia în data de 2 martie, în cadrul mărțișorului organizat la Centrul de Cultură și Artă, să se întâmple acest spectacol concert. Nu s-a întâmplat. E vorba de un alt spectacol, Eco-Balcanic se numește. Veceslav cunoaște mai multe. În data de 4 invităm toți spectatorii, fiindcă e o surpriză muzicală. Acest neam a romilor, chiar dacă nu este cel mai bogat, prin tradiții, prin muzică, prin dans, cred că întrece multe popoare, de aceea veniți la Ginta Latină în data de 4 noiembrie să gustați din toate și încă o dată o să vă dovedim, în afară de ansamblul de dansuri și cântece Enigma Romilor, împreună cu Vitalii, Dani Anișoara, Puică, Nelly Ciobanu, spectacolele noastre sunt pline,
de dispoziție bună. Domnule Corjov, vă rog să ne spuneți mai multe despre Eco-Balcanic. Am vrut să spun, dar Vitalia a spus tot. Este un spectacol foarte diferit de celălalt, care am mai avut spectacolul și... Dar rămân aceiași oameni care sunt ai noștri. Este schimbat puțin, dar o să redăm tradițiile romilor și prin cântic, prin dans, împreună cu artiștii noștri, cum a spus domnul Vitalie, Nele Ciobanu, Vitalie Dani, Anișoara Puică. Am făcut și de mie ironi. O să-i facem și pe ironi. Da, asta vreau să vă întreb. Da. O să interpreteze... O să interpreteze piesă în limba română, dar cu stil balcanic, cu stil mai apropiat de noi. Așa că o să fie ceva interesant, ceva neobișnuit și pentru noi, ceva neobișnuit și pentru spectator tot. Dar... Cât timp ați lucrat la acest spectacol? Mă refer și la înregistrările pieselor, bine, înregistrările, repetițiile pentru piesele... Este live spectacolul. Tu așa, ești, da, totul este live. Da. N-am niciun dubiu. Am repetat, mai avem o lună și ceva, dar sperăm să fie tot bine, să margă cum ne-am dorit și să ne ajute Domnul să fie tot ok. Și cum i-ați selectat pe acești artiști, domnul Vitalie Dani, doamna Nele Ciobanu? Ei sunt averea noastră, sunt angajații noștri. Așa, am înțeles. Da, în afară de Enigma Romilor, de Teatru Fără Nume, artiștii despre care am vorbit, plus Mihai Ciobanu, este formația Rog Gândul Mâței. Noi suntem foarte bogați, de aceea suntem atât de colorați cum sunt romii. Așa este Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină. Nu i-am convins, dar eu cred că în fiecare dintre noi este acel sânge al romilor. Vorbesc de poporul nostru basarabian. Atunci când cânta Silvia Zagoreanu, deodată am început să ne mișcăm. Cred că este ceva care noi nu putem să stăm pe loc, nu suntem atât de reci. Da. De aceea, Vitalie Dani, pentru că astăzi a fost la ora 14:00 o repetiție, i-am auzit, fiindcă eram în altă repetiție, erau pe jumătate rom. E foarte s-a bucurat că facem așa un spectacol împreună și nouă tot ne pare foarte bine că ei sunt alături de noi, sunt artiști care îi cunoaște foarte bine toată Republica Moldova. Și sper să spectatorul să vină să vadă la acest spectacol ceva neobișnuit și ceva frumos. Da, cred că o să fie foarte noi suntem în centru Gintei Latinei, suntem bogați, avem mulți artiști, oameni frumoși, prieteni și sperăm să ținem foarte mult împreună, mult timp. Să ne ținem. Domnule Corjov, dar vreau să ne mai povestiți despre acest ansamblu, ansamblul de dansuri și cântece, Enigma Romilor. Da. Cine face parte din acest ansamblu? Care este importanța acestuia? Mă gândesc că este o modalitate atât de frumoasă de a familiariza societatea noastră, publicul în general, cu tradițiile romilor și cu tot ce aveți mai bun și mai așa plin de pasiune. Ansamblu este, suntem 25 persoane, avem dansatori frumoși, muzicieni frumoși, soliști foarte buni. Suntem ca o familie și ne pare bine că ne-a luat asupra lor acest teatru, centru de creație Ginta Latină. Mă scuzați, am emoții. Și suntem ca o familie de astăzi și spun că s-a format ansamblu foarte... Tot merge cum trebuie să fie. Sunt probleme ca și noi, și ansamblu, dar noi ne descurcăm încetșor și ne dorim să fie bine și pentru colectiv și pentru toată lumea. În primăvară mai avem o surpriză muzicală, dacă între timp, în paralel, se muncește. Îi facem doar așa un pic de poftă. Am să arunc o pastilă, e vorba despre o nuntă țigănească, fiindcă romii, sau romilor, e una și aceeași pentru mine, când sunt evenimente și mai triste legate de romii și atunci cântă muzica și dansul este frecvent la fiecare sărbătoare pentru ei, sunt convins că vom aduce o nuntă foarte reală. De aceea toată lumea, fiți cu ochii pe noi, urmăriți ce se întâmplă în Centrul de Cultură și Artă Ginta Latină și puteți fi primii spectatori. Dacă am pornit de concert în data de 4 noiembrie, la ora 19, deschidem stagiunea centrului. În data de 5, 6, 7, Vale Bogdan vine cu câteva concerte. În următoarea săptămână e ziua tineretului. Lansăm o trupă nouă, despre cine este vorba încă nu spun. O trupă muzicală. Da? Și vor mai fi încă, cred că, 3 sau 4 concerte în următoarea săptămână.
Ne-ați făcut foarte curioși. Trupă suntem bogați. Da, văd. Sunteți bogați. Trupă care este formată din cei care fac deja parte din Centrul de Cultură Genta Latina sau e vorba despre oameni veniți din afară pe care i-ați adunat pentru acest Doi trup? Sunt ai noștri deja. Am înțeles. Toate urmează și ceilalți. Deja și parcă m-am și gândit. Am văzut o postare pe Facebook, ați cooptat recent câțiva actori tineri în echipa exact, Teatrului Fără Exact, Nume. Ceva este de acolo, ceva așa. Din altă parte. Am înțeles. Încercăm fiecare prieten al teatrului sau al centrului, dacă face teatru, să simte bine, dacă face muzică, la fel, să simte bine, să îmbinăm una cu alta. De aceea suntem un centru. Există, desigur, aceste reguli de siguranță în această perioadă. Oamenii, spectatorii trebuie să prezinte la intrare, știe toată lumea, fie certificate de vaccinare, fie test, așa. Ați observat că acest lucru îi reține un pic pe oameni? Este așa ceva, dar încă o dată, mă repet, mă uit la repetițiile care urmează și lumea este foarte sănătoasă, deci nu vă fie frică, veniți la teatru. Teatrul te protejează. Foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Domnule Curjov, vreau să ne spuneți despre cum vă primește publicul. La general, cum primesc oamenii, publicul, momentele dumneavoastră artistice și, în general, tot ceea ce prezintă ansamblul Enigma Romilor? Care este reacția oamenilor? Eu nu pot să mă laud acum. Vă rog să vă laudați. Ne primește bine. Adică de-am m-am laudat să primesc. Știți, tot timpul, când înainte de pandemie, am avut multe spectacole și când a fost sala plină, pentru noi e o bucurie foarte mare. Când se începe spectacolul și lumea începe a aplauda, înseamnă că de acum am făcut ceva pentru ei și ne pare bine că... Și mai țin aplauzele până la sfârșit final, e foarte bine. Asta este. La noi toate piesele și toate dansurile sunt într-un ritm și ține spectatorul în suspans. În suspans. De aia și spun că trebuie să veniți și invităm pe toți care au dorința să ne vadă, să ne mai revadă încă o dată, cu plăcere. Și o să fie totul live, 100%. Tot 100%. Da. Și chiar și răsuflarea spectatorilor. Și tot într-o postare pe Facebook am văzut precizându-se acest lucru că o să fie live și cred că altfel nici n-ați putea nici cânta, nu se nici poate, nu se nu poate. Vă imaginați. Dansul este ritmic, adică nu pot să vă lămânesc cum să fie fără muzicieni, fără muzică vie care să sufle din scenă în sală. Dintre spectatori sunt și romi și ei niciodată nu ne-ar ierta dacă noi am cântat un pic altfel. Deci totul este viu 100%. Așadar, 4 noiembrie? 4 noiembrie. Orele 19:00, Teatrul Genta Latina, vă așteptăm cu drag. Iar pe 22 și 24? 24, Teatru Fără Nume vă invită la spectacol 12:07, cea de-a 12-a noapte. Și Cum să omorâm bătrâna, o comedie plină de viață și de lacrimi, invităm toată lumea, chiar și cei care cântă. Cred că avem nevoie să zâmbim și să mai uităm de... Mai ales că este o sărbătoare de Crăciun. Așa. Ne-ați făcut foarte curioși, domnule Jacută. Mulțumim tare mult pentru prezență. Succes în tot ceea ce vă propuneți să faceți și nu mai zic, e deprisos dacă vă spun că sunteți tot timpul bineveniți la noi. Vă așteptăm Mulțumim. Cu mare, mare plăcere. Mulțumim frumos. Succes vă dorim. Mersi mult.